N-am venit cu un cuvânt special pregătit pentru dumneavoastră. Eu am înțeles că e seara de rugăciune și la serile de rugăciune se dă un îndemn. Și eu auzisem pe cineva că în astfel de momente îndemnul trebuie să fie puțin mai scurt decât rugăciunea. Dar fratele Viorel mi-a spus, nu frate, tu ai un cuvânt de învățătură. Și atunci, din aducerea minte, m-am rugat Domnului și am fost atent la călăuzirea fraților. Spune cartea prorocului Ezechiel că de supragul casă Domnului ieșea un râu. Și eu am fost atent să văd direcția în care curge râul, că e mai ușor să merg pe direcția care o luat râul decât să sap eu un șanț, vorba lui Ieremia, care nu ține apă. Și de la rugăciunea fratelui Pampareu, parcă îl cheamă, s-a rugat în două, trei rânduri, o folosit expresia Doamne, dă-mi putere. La poezia lui Simon au fost un război, dă-ne putere, și am observat că călăuzirea Duhului a fost înspre puterea lui Dumnezeu. Și mă gândeam eu că este un verset în Scriptură, zic, Doamne, unde e versetul? Și când am deschis Biblia, drept aici s-a deschis. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Și dacă tot e seară de rugăciune, de cântare și de predicare Evangheliei, aș vrea ca Domnul să ne dea prin Duhul Sfânt din nou putere. Amin. Și să înnoim în seara asta putere. Amin? Amin? Când vorbeam de putere, scrie acolo în Corinteni 4:20 că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, stă în putere. Dar până la urmă, și în vorbă trebuie să fie o putere. Că în Fapte 4:29, când se roagă ucenicii, spune și dă putere robilor tăi să propovăduiască cu cuvântul, cu îndrăzneală, nu? În Iacob, capitolul 5, versetul 16, spune mare putere are rugăciunea, și rugăciunea e și o vorbă până la urmă. Că există putere și în vorbă. În Marcu, capitolul 3, versetul 15, le-o da putere să vindece bolnavi, să scoată dragi. În Roman, capitolul 15, versetul 19, vorbește de puterea semnilor și a minunilor. Deci există puteri diferite. Interesant a fost pentru mine, m-am gândit care e sursa puterii și cum am putea noi să accesăm puterea asta. Cel mai puternic și numit în Scriptură Dumnezeu atotputernic, îi Creatorul, Jehova. Toată puterea la Dumnezeu. Se pare că s-a făcut un transfer de putere înspre Fiul Său. Fratele Liviu amintea versetul din Matei 28 când el spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iar nouă ucenicilor ne spune ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Când vorbesc de sursa puterii, eu am spus că puterea întâi e un dar din partea lui Dumnezeu. Pavel spunea Roman 15 cu 15 versetul, prin puterea harului. Înseamnă că harul ăsta care ne l-a dat Dumnezeu, darul ăsta care ne l-a dat Dumnezeu nouă, are în el o putere. Că e harul lui Dumnezeu și noi am primit din plinătatea lui, spunea Ioan, și har după har, nu? Tit 2:11 spune și harul Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Deci Dumnezeu ne-a dat nouă har și există putere duhovnicească în harul ăsta care l-am primit. Și noi mulțumim Domnului pentru asta. Când vorbim de puterea harului ca dar al lui Dumnezeu, eu m-am gândit aici la un caz din Scriptură. Un bărbat foarte puternic, cum nu a fost în Dumbrăveni. Judecător, cât capitolul 13 începe, da? Și vorbește de bărbatul ăsta cu numele de Samson. Nu știu cât a fost meritul lui Samson, mai degrabă a fost meritul părinților săi, care au respectat porunca lui Dumnezeu, și Samson din ăsta, spune, Duhul Domnului a venit peste Samson, îl purta între Țorea și Eștaol, și omul ăsta era foarte puternic, pentru că el avea legământul ăla de Nazireu făcut cu Dumnezeu. Eu cred, și am constatat din experiența care o am acum pe calea pocăinței,
că legământul pe care l-am făcut noi cu Dumnezeu ne conferă putere. Ne dă putere legământul, frate. Dacă Dumnezeu nu ne-ar da putere, după ce noi am luat botezul în apă, în jumătate de oră am fi căzut. Că noi nu putem să luptăm cu duhurile astea necurate, care au atâta putere și experiență. Numai că în momentul când noi am încheiat un legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu ne dă putere dintr-o dată. E puterea legământului, fraților. Întâlnim câte unul care spune, măi, m-aș pocăi, am întâlnit. Mă tem că nu pot ține. Și eu le-am spus, dar tu crezi că eu țin pocăința prin puterea mea? O, dacă nu ne-ar fi ajutat Dumnezeu o viață întreagă, de câte ori eram căzut, hai să o recunoaștem. Dar chiar în momentul când eram gata să cădem, Dumnezeu a intervenit și ne-a mai dat un pic de putere și am biruit ispitele. Și mulțumim Domnului pentru asta. Eu cred că puterea asta vine în urma legământului făcut cu Dumnezeu. Am dovezi în viața practică, am dovezi în Scriptură și am dovezi în viața altora. De aceea, hai să credem lucrul acesta. Dacă cineva nu a făcut legământ încă cu Dumnezeu, încă nu a primit botezul, să teme, mai este câte un băiat de pocăit, câte o fată de pocăit, eu încă nu iau botezul. La noi era cândva o modă, spunea, bă, să nu iei botezul înainte de armată. Că nu știi în armată ce pățești, că unii s-au lăsat de pocăință în armată, alții nu, spun, nu, domnule, iau botezul, mă duc în armată, mă duc botezat. Și eu m-am dus botezat în armată și Dumnezeu mi-a dat putere. Cred că este o putere în legământul ăsta. Există o putere care e tot un dar al lui Dumnezeu din părtășia frățească. O fost Psalmul aici 84. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că ce tot mai poți să te laude. Ferice de cei care își pun tăria în tine, la căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia valea plânge, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopăr cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere. Nu credeți dumneavoastră că seara asta e un moment în care ne se înnoiește puterea? N-ați observat dumneavoastră că ați venit descurajați câteodată, deprimați, la casa de rugăciune, parcă nu erați buni de nimic, nici de cântat, nici de rugat, nici de ascultat. Și când ați plecat acasă, ați plecat bucuroși și plin de putere. De unde puterea asta? Din părtășia cu frate. De aceea eu totdeauna încurajez părtășiile frățești. Chiar dacă vine un frate la tine, mi-aduc aminte, eu călătoream odată cu fratele Viorel, nu tare de mult. Era sâmbătă seara și am sunat o familie. Măi, trecem pe la voi, pe la poartă, putem să intrăm? Și a spune, vă rog, măi, sâmbătă seara nu o să fac vizit, eu știu asta. Vă rog, faceți o rugăciune și plecați. Am făcut o rugăciune și am plecat. Când am ajuns acasă, luni mă sună sora de casă, spune, frate Dragoș, toată săptămâna am plâns și m-a rugat. Așa necăjită n-am fost niciodată în viața mea. Și era o soră, care are 6, au 7 copii. Și am spus, Doamne, dacă nu m-ai părăsit, dacă mă mai ai în vedere, fă până duminică să încalce pragul casă niște pocăiți. Și noi în trecere pe acolo, sâmbătă seara târziu, când nu-i ceas de vizită sâmbătă seara, am fost îndemnat, hai să intrăm să facem o rugăciune. Și spune, vizita aceea, că nu suntem noi mari lucrători. Am făcut o rugăciune, nici o lucrare, oru să ne servească, n-am avut timp, am plecat. Și spune, câtă bucurie și putere mi-o dat vizita voastră. Eu am constatat că părtășia frățească aduce mare bucurie. Nu pierdeți ocazia. Mai spunea Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 7, versetul 16, am trecut eu asta tot la puterea harului, ca dar. Domnul nu a fost pus printr-o poruncă omenească, ci prin puterea unei vieți neperitoare. Știți că viața asta care o trăim noi sfântă înaintea Domnului ne dă putere? Și amintea fratele Liviu Ioan 5:14, dacă nu ne, Roman Ioan 3:21, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Și ce cerem, acum versetul celălalt, după voia lui vom primi. În momentul când te străduiești, frate,
în momentul când te străduiești, soră, să trăiești o viață neperitoare, o viață curată, în urma trăirii acesteia ai putere de credință, ai îndrăzneală la Dumnezeu și asta e prin puterea Harului. Și mulțumim Domnului că ne-a dat-o. Când vorbeam de puterea care o primim, e o putere care o luăm din Harul lui Dumnezeu. Am numit-o legământul făcut cu El, părtășia frățească și puterea unei vieți neperitoare. Și am mai găsit ca sursă de putere, în care noi trebuie să accesăm puterea asta, o disciplinare personală. Să facem noi ceva ca să căpătăm putere. Pavel spunea în Romani 1:16, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Fraților, am experiența aceasta. În această carte care o am eu în mână, este putere de la Dumnezeu. Atâta binecaz că nu fac timp să o citesc. Pierdem timpul câteodată, așa ca niște oameni fără socoteală. Ne pierdem timpul, trebuie să o recunoaștem, sau cel puțin, ne lăsăm furați așa de unul, de altul, de o treabă, de o vorbă, de o poveste, de o imagine, de orice, și pentru Scriptură ne facem timp puțin. Și atâta putere am găsit de-a lungul vieții mele în Sfânta Scriptură. Atâta mângâiere, atâta putere de credință. Pledez, încurajez, frații mei, citiți Sfânta Scriptură, amin? Asta e o disciplină care ne-o impunem noi. Apoi am găsit ca sursă de putere în Isaia 58, vorbim de omul duhovnicesc, în versetul 11, el va da iarăși putere mădularilor tale. În omul nostru din lăuntru, ziua de post, e o sursă de putere. După ce ai stat curat înaintea lui Dumnezeu, și noi în fiecare miercuri la Bosanci avem zi de post și rugăciune, atâta m-am bucurat că trei săptămâni la rând, acum, a fost adunarea, nu ca duminica, dar aproape plină. Și-au venit și frați, și-au venit și slujitori, și-au venit și cântăreți. Când stai acasă, numai o ceapă, dacă taie nevasta, parcă îți face foame. Dar când stai la adunare între frați, cu cântări, cu rugăciuni, parcă îți pare rău că s-a gătat adunarea. Știi ce putere primești în urma unei zile de post? Asta e o disciplină. În felul ăsta accesăm noi puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și mai spunea Domnul Iisus în Luca 21:36, vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla. Știți că rugăciunea e o sursă de putere? Veghere și rugăciune. Când vorbim de sursă de putere și modalități de accesare, eu am spus una, măsuri de putere le primim prin Harul lui Dumnezeu și o altă sursă de putere prin strădania noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin? Și după ce ne-am umplut de putere, există două posibilități. Psalmul 84 spun, ei merg din putere în putere. Poți să crești în putere sau poți să ți se mănânce puterea. În Osea 7:8 parcă spune despre Efraim, niște străini îi mănâncă puterea. Dar nu vorbim de pierderea puterii. Dacă suntem la adunare, hai să vorbim de înnoirea puterii. Spunea Biblia aici, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ioan 10:22 scrie că la Ierusalim era o sărbătoare. Se sărbătorea praznicul înnoirii templului. Deci templul ăla strălucitor, făcut nou și frumos, după multă, multă folosire și întrebuințare, o avut nevoie de o renovare. O avut nevoie de o înnoire. Nu s-a schimbat atunci. Nu a fost dărâmat și făcut altul. Templul era bun, culorile erau bune, totul era bun, numai că mai trebuie înnoit. Nu așa spun și surorile noastre câteodată, băi, trebuie să iau o vorbă la noi, trebuie să înnoiesc o leacă prin casă, adică să mai dau cu vară, mai... probabil că și templul acum era așa afumat, era și scorojit pereță. Și evreii ăștia, oameni gospodari, au înnoit templul.
Și în cinstea evenimentului ăstuia, în fiecare an ei prăznuiau sărbătoarea înnoirii templului. Și Pavel spune în 1 Corinteni 3 cu 16 și 1 Corinteni 6 cu 19 că noi suntem templul Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în noi. Atunci, noi ca și persoane ar trebui din când în când să mai facem câte o renovare. Ar trebui din când în când să mai facem câte o curățenie. Doamne ajută-ne! Și acum spunea cuvântul Domnului, ei își înnoiesc puterea. Vorbim de înnoirea puterii, eu cred că atunci când înnoim templu, când renovăm templul ăsta, căpătăm iarăși puterea. Pentru că în Romani, capitolul 12, versetul 2, Pavel spunea așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Știți care a fost mintea mea când am luat botezul? Cu mulți, mulți ani înainte. Dacă mă ajută Domnul, tot acum ia fac 61 de ani de când îți pocăit. Dacă n-am luat eu botezul, mi-am pus în minte așa, eu închei un legământ cu Dumnezeu, vreau să păstrez legământul ăsta. Eu, dacă m-am pocăit și am încheiat un legământ cu Dumnezeu, vreau să-mi stabilesc niște priorități. Și am luat Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, Domnul vi le dă pe deasupra. Așa m-am gândit eu, nu eram însurat, eram prin liceu, cred că atunci terminasem liceul și am spus, ăsta să fie prioritatea vieții mele. Și-a trecut vremea, m-am însurat, am avut de făcut casă, aveam servici, aveam parțiere la colectiv, au venit copii și din când în când mă opream și spune, trebuie să mai înnoiesc Duhul minții, să-mi aduc aminte de prioritățile care le-am pus atunci în apa botezului. Și acum au venit pensii, așa am de zile când eu pensii și am copii de însurați și fete de măritați și altele și parcă uităm de prioritatea care am pus-o acum 40 ceva de ani. Mai întâi împărăția. Și acum vine Pavel și spune, frate Dragoș, înnoiește-te în Duhul minții tale, adu aminte ce gândeai atunci pe malul apei, adu aminte ce legământ ai făcut. Nu trebuie schimbat, nu trebuie dărâmat, numai trebuie să ne înnoim în Duhul minții. Dumnezeu să ne ajute, amin? Vreți să ne înnoim? Să ne aducem aminte de legământ, ne aducem aminte de promisiunile făcute. Apoi spunea Pavel în Filipeni 4:10, am avut o mare bucurie că în sfârșit v-ați înnoit simțămintele voastre față de mine. V-ați gândit voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Filipeni 4:10, da? Înnoirea simțămintelor. Dacă înnoim mintea, acum vine Pavel, înnoiți și inima, sentimentele. Și apoi în sentimentele mele eu mi-aduc aminte când stăruiam după Duhul Sfânt, când aveam dragostea celor din Efes, să iubesc pe Domnul Dumnezeu cu toată inima mea, din tot sufletul, din tot cugetul, din toată puterea. Așa am pornit pe calea pocăinței noi. Eram habotnic după pocăință. Și apoi a trecut vremea și parcă s-a tocit ceva din simțămintele astea. Și nu știu dacă nu Domnul spune ca celor din Efes, adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te la faptele din tâi. Mai aveți aceeași dragoste ca la începutul pocăință? Mai aveți aceeași râvnă? Putem înnoi simțămintele și dragostea noastră față de partenerul de viață? După 35, după 40 de ani de căsătorie, îi tot ca la început așa? Nu ar merita câte o înnoire a simțămintelor? Și apoi dragostea asta care am proclamat-o lui Dumnezeu, spunea în Ioan capitolul 13 că Domnul Iisus care i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Să ne ajute Domnul! Să-L iubim pe Dumnezeu până la capăt. Vreți să ne înnoim simțământul ăsta? Și vorbesc numai de dragoste, dacă vreți să vorbim de milă, dacă vreți să vorbim de câte sentimente ar trebui să le avem reciproc pentru noi, pentru frații noștri, pentru adunarea Domnului. Trebuie făcut o înnoire și aici.
Dumnezeu să ne ajute, amin? Înnoind Duhul minte și înnoind simțămintele, ne înnoim de fapt puterea pe care Dumnezeu o pune în noi. Și apoi spunea Tit în capitolul 3, versetul 5, că El ne-a născut din nou, nu prin faptele noastre neprihăine, ci prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Eu am ales aici domeniul duhovnicesc, acei care au prorocit și nu mai prorocesc. Acei care spuneau vedenii de la Domnul și nu mai au sau nu le mai spun. În exersarea darurilor Duhului Sfânt, oameni obosiți, oameni uzați, oameni descurajați. Și în seara asta aș vrea ca în domeniul ăsta al lucrării duhovnicesc să ne înnoim, frații noștri. Și Dumnezeu să ne ajute să facem asta. Care cântai altădată și nu mai cânți, care mijlocei altădată noaptea pentru adunare și nu o mai faci, care te rugai pentru frați și surori și nu te mai rogi acum. Vorba fratelui Kindrich. Vrem câte o bătaie, vrem câte un acaz, vrem câte o durere ca să ne rugăm ca frații noștri. Iar în lucrarea asta duhovnicească în care unii au pus armele jos și au căzut de oboseală, eu aș dori ca să ne înnoim, frații mei. Dumnezeu să ne ajute. Că înnoind lucru cu Duhul Sfânt, cu exersarea darurilor, Dumnezeu ne dă o infuzie din puterea sa dumnezeiască. Doamne ajută din aceasta. Mă gândeam că puterea asta care o avem noi, și nu mai țin mult, nu mai țin mult, puterea asta care, i-am promis fratelui Viorel, aici, băi, îți îndemnat să vorbesc de asta și n-am o predică, așa din îndemnul Duhului. Am vrut să vorbesc ceva despre putere, sursă de putere, utilizarea puterii, ce facem noi cu puterea, șansa de a ne înnoi puterea, înnoind anumite domenii de slujire în viața noastră. Și a fost aici o poezie a lui Sora Simona cu filistenii și eu îi spuneam, măi, ce-ar fi să vorbesc prezentând viața creștinului ca o luptă. Că noi cu puterea asta, de acum trebuie să ne luptăm. Și în Efeseni 6:12 spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, nu, ci avem de luptat împotriva domniilor, căpeteniilor, a duhului răutății care locuiesc în locurile cerești. Frații mei, noi nu ne batem fizic cu oamenii nepocăiți. Noi avem de luptat împotriva duhurilor. Și acum trebuie să avem putere de la Dumnezeu, dar atenție! Chiar dacă avem putere de la Dumnezeu, dar nu o utilizăm bine sau nu suntem atenți, putem fi biruiți. Eu am găsit în Sfânta Scriptură anumite primejdii prin care au trecut oamenii lui Dumnezeu, anumite deficiențe în lupta lor împotriva păcatului, anumiți ostași care au fost puși la încurcătură, măcar că aveau putere, au fost prinși sau surprinși. Prima ar fi, spun eu, ca un soldat să nu fie echipat bine. Eu am făcut armată și cine a făcut armată știe ce e alarmă. În care în 3 minute de când s-a strigat alarmă, ai tras todurile pe fereastră să nu vadă inamicul, că dincolo erau numai inamici tot pe afară, prin curte. Așa? Și fugi la, te îmbraci, fugi la rastel, iei arma și în 3 minute și 20 de secunde trebuie să fii pe platou. Știi ce înseamnă asta? Să te îmbraci, să te încălzi, să te echipezi, bonet, cop, și cu pușca în mână fugi acolo. Eu eram favorizat cumva, eram chiar lângă rastel, mai lângă ușă, știam, mă luam pușca și fugem, ieșem printre primii. La a fost o alarmă și a venit comandantul, care avea secția comando, Academia Militară la Moscova. Că băi, eu venit comandantul. Și am fugit, am ieșit al doilea. Mi-a fost ciudă pe ăla care a ieșit primul. Unul micuț, parcă, de Mitu de la Argeș. Ăla a ieșit înaintea mea. Și am ieșit, noi stăm așa, au trecut comandantul, se oprește în dreptul lui și îl întreabă, soldat, unde ți-i arma? Ăla a ieșit înaintea mea, dar uita să iei pușcă. Băi, așa, într-un fel, îmi părea bine. Băi, ce-o făcut cu el, ce-o care i-o trat? Cum băi, ieși fără armă? Ăla s-a plecat repede și a fugit să iasă primul. O rămas pușca în rastel. Fraților, s-ar putea să ne prindă câteodată lupta fără o echipare bună. Și nu avem
sorți de biruință. Că eu mai spuneam că în spatele unor păcate stau niște duhuri puternice. Că noi n-avem de luptat contra cărnii, niște duhuri. De ce oamenii păcătuiesc? Că îi surprinde diavolul neînarmat. Filipeni 2 cu 3 spune, nu faceți nimic din slavă, de șartă sau din duh. Cearta e de la un duh, fraților. Știți asta? În Osea capitolul 5, versetul 4, vorbește de un duh de curvie. Este un duh de curvie. În Împărați capitolul 22, versetul 22, cum vei face? Voi fi un duh de minciună. Minciuna e un duh. În Deuteronom, capitolul 31, versetul 27, spune că-ți cunosc eu duhul tău de răzvrătire și încăpățânare. Când este la dumbrăveni, unul, dar nu sunt, sunt încăpățânați aici? Slavă Domnului, n-aveți duhul ăsta. Dar când vezi unul răzvrătit, când numai de-a curmezâșul și încăpățânat, nu-i chiar de la el. Un duh necurat, un duh drăcesc, îl pune invers. Tăți merg așa, el o iei invers și nu mai știi ce-ți faci cu dânsul. Aseară, nu aseară, la altă seară am fost, azi e joi, într-o adunare cu fratele Liviu și cu fratele Octavian și spunea, măi, livezele se pun în rânduri. Când te uiți așa, ai drept, când te uiți așa, ai drept, când te uiți, te zici tot drept. Dar în adunarea asta erau niște copaci puși printre rânduri. Acolo crescut, atâta era de greu de lucrat, nu puteai să treci cu un utilaj, trebuia să mergi până la dânsă, să întorci, să o iei pe capul celălalt, numai nu se putea că erau de-a curmezâșul pus, niște copaci. Bine că nu-i la Betel aici, la Dumbrămeni, așa. Dar eu continuu ideea, spun că în spatele unor păcate, dincolo de ispitirile firii, sunt niște duhuri necurate. Și noi trebuie să luptăm cu duhurile acelea. De aceea ne spunea Pavel, mijlocul încins cu adevărul, încălțămintea râmna în picioare, da? Platoșa neprihănirii, scutul credință, sabia Duhului, coiful mântuirii, că vine cât un duc de lăcomie, că te cerți cu fratele tău de corp, dar dacă ai coiful mântuirii, păi toate duhurile astea, toate săgețele care te lovesc în mintea ta, ele se opresc, se înstânse, că tu ai coiful mântuirii. Preocuparea ta e mântuirea, moștenirea cerului, nu a pământului. Avem echipamentul ăsta? Dumnezeu să ne ajute să ne luăm, amin? Un al doilea pericol la ostaș l-am găsit eu, poate nu-i chiar a ostașilor, mai degrabă a cărmuitorilor, nu știu cum să spun. Pavel spunea 1 Corinteni 14 cu cât cu 8, dar dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Comenzi confuză. Aici eu cred că v-am povestit dumneavoastră ce am pățit eu la Bosanci. Cu ani de zile în urmă, noi avem tare mult copii, avem clasă unde majoritatea sunt penticostale. Acum s-au mai îmblânzit ăștia din lume că depind de noi. Foarte mult depind de copiii pocăiților. Și copiii pocăiților sunt buni. Dar dacă v-am povestit, vă aduc aminte. Mă cheamă odată directorul la școală, că la noi erau probleme. Punem mărțișoare de 8 martie sau nu? Umblăm cu colinda sau nu? Facem banchet în clasa 8-a sau nu facem? Poate n-ați avut, dar noi am avut problemele astea. Și mă cheamă directorul Grosso, cum a murit anul trecut, și îmi spune, îmi trimite vorbă, domn croitor, să vii până la școală. Nu mă duc, a doua oară nu mă duc, dar trebuie, eram păstorul bisericii, am luat eu o zi de post, m-am uitat eu prin Constituții, că am legea învățământului, așa, și mă duc la el. Când mă duc la el, politicos de mână, poftim domnul croitor în cancelare, nu, avea un birou lângă cancelare, și începe să mă laude. Și spune, domnul croitor, aveți niște copii foarte buni, foarte inteligenți, vă felicit pentru asta, pentru felul în care îi educați. Eu așteptam, că știu că așa se faceți la lucru, te ridicați, te ridicați și când te trântești, te disfaci de ce? Și eram tot atent, dar nici nu zâmbeam, nici nu mă stăm așa cu minte. Și el spune pe de altă parte, domn croitor, oamenii mari în viață au ajuns, aia care au fost buni la matematică și fizică, nu aia care dau cu biciul pe scenă. Spune că, hai să-ți mai spun ceva, și părinții mei s-au pocăit la penticostali. Și eu mai am un an și ies la pensie, noi și tot murit. Nu, atunci avea câțiva ani.
că el anul trecut a murit. Și trebuie să o apuc și eu într-un fel. Dar, domnul Creator, avem o problemă. Dumneavoastră aveți foarte mulți copii și noi avem programa școlară, dar în afară de programa școlară avem activități extrașcolare. Și au venit mami la dumneavoastră care mi-a spus, domn director, nu năcăji copiii noștri cu mărzășoare de 8 martie, că noi nu umblăm cu astea. Altele mi-au spus, domn director, nu facem banchet la copii, nu ne smoniți că îi luăm, că plecăm la urmă în excursii să bea iberii, că noi nu facem din astea. Altul îmi spune cu tare și îmi spune că pom de anul nou și cadouri și Moș Nicolae, noi nu le avem cu astea. Și că, domnul creator, eu v-am înțeles. Dar vin alte mame de la dumneavoastră și întreabă, domn director, dar nu facem banchet copiii și termină 8 clasă, au fost împreună, nu facem o serbare la sfârșit? Și acum spune el, domn creator, am puneți-vă în locul meu. Eu ce să fac? Dar vă învăț eu, domn creator. Du-te la dumitar, la biserică, îmi spunea el, fă o ședință, stabiliți un lucru, luați o hotărâre și ne-o spuneți și nouă și noi vă respectăm. Băi, așa m-am desumflat, eu până atunci mă vedem Daniel în groapa cu lei, acum mă vedem conducător la o adunare care unii vor banchet și alții nu vor banchet. Și mi-am adus aminte de cuvinte lui Pavel, spunea 1 Corinteni cât 1 cu 10. Frații mei, să aveți același fel de vorbire. Dacă îmi se dau comenzile confuze, când unul spune că e albă și altul că neagră, cine se pregătește de luptă și încotro fugi cu pușca în mână și cu puterea aia mare care o ai, că nu știi unde să te duci, cu cine să te bați. Că unul spune că asta e bun și unul spune că nu e bun. Și asta în adunarea Domnului. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Și tot un lucru periculos pentru ostaș, am găsit că unii soldați, chiar în timpul luptii, au preocupări neimportante. Am găsit pe omul ăla, îl cunoaște și dumneavoastră, care când venea Ahab, călare pe cal, voinic, i-a biruit pe toți, i-a bătut, în marginea drumului a văzut un băiet, un tânăr, bătut, lovit, legat la ochi, bandajat, atât, și a spus, împărate, scapă-mă, dar cu ce să te scapi? Păi eu ce-am făcut, eram în timpul luptii, și a venit un camarad de-al meu și mi-a dat un prizonier. O spus, ține-l ăsta și viața ta răspunde pentru viața lui. 1 Împărați, capitolul 20, versetul 40. Și spune așa, și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, ăla a fugit. Și Ahab îi spune, tu ai rostit sentința. Tu ți-ai spus sentința. Și eu m-am întrebat într-o adunare și poate am întrebat și la voi, ce făcea omul ăsta încoace și încolo, în timpul luptei. Că nu a avut ceva clar, pe când eu mă bătem cu șepte, ăsta a fugit. Sau pe când eu luam doi răniți de jos, ăsta a fugit. Eu făceam câte ceva încoace și încolo. Și a spus într-o adunare și nu s-a uitat bine la mine. Omul ăsta făcea ce faceți voi joi seara când nu veniți adunare. Faceți câte ceva ăla care nu vine. Dar eu sunt de la țară și am avut pământ și animale, dacă vrei să nu duci la adunare, mă pun în grădină, văd dacă mi-a ieșit usturoiul, mai iau ouăle de pe cuipar, mai dau o furcă de fân la vacă, când am pierdut adunarea. Doar așa trece timpul și dacă ar veni fratele Virgil să mă întrebe, băi, ce ai făcut? Cât ceva, cât e nu-s acasă omului. Noi odată ne-am gândit să facem o acțiune în timpul adunării să vizităm frață. La cei care nu previn, numai să mă duc pe așa, domnule, ce faceți? Nu? Ar fi păcatoare? Să văd cam ce spune ce, cum ar ieși când frații se roagă, vorbesc în limbi, cântă la adunare, alții plâng din acaz, tu stai acasă, faci câte ceva. Lucruri neimportante. Alții în timpul luptii au făcut altceva. În Iosua, capitolul 6, cucerirea Ierihonului. Eu spus Iosua, băi, luptați pentru părinții voștri, pentru copiii voștri, pentru frații voștri. Și s-a dus unul acană, să era puternic, eu mi-l văd că bătea în dreapta și în stânga. S-a oprit și a văzut. O placă, niște argini, niște aur, mantat de șiniar, s-a uitat, roată, băga sabia în teacă, s-a dus, le-a luat, a fugit până acasă, până în tabără, că doar nu era cu autobuzul să meargă. A fugit până în tabără, a luat un hârleț, a săpat o groapă, le-a pus acolo copiii, că cineva spunea, de ce au murit și copiii și nevastă? Eu spun, poate pentru păcatul tăinuirii.
Poate, pentru asta, că doar nevasta nu fura nimica. Dar ea știe, povestea un frate că era o groapă de pământ acolo, adâns în curt, toți treceau peste groapa aceea când astup ceva, știi că rămâne, că bați cu maiu, cum bătem noi, toți mai rămâne. Așa săreau peste groapa aceea, tăceți aici, noi avem ceva ascuns. Asta în timpul lupte. De câte ori în timpul lupte nu ne preocupă lucrurile pământești, în mod exagerat. Și omul ăsta a greșit, că o lua și din lucrurile date spre nimicire, și o lua și din lucrurile care erau a Domnului, că a spus aurul și argintul sunt a Domnului. El o lua și aur și argint, care erau din a Domnului, și o lua și din astea date spre nimicire. Nu intrăm în detalii cu explicațiile. Dar în timpul luptei, o zări ceva, s-a oprit. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Matei 28, cu cât acolo? Cu 19, nu? A venit ostașul și a spus, măi, ce am văzut? N-am văzut nicio. Tremurau, îi clănțăneau dinți în gură. A venit un înger al Domnului, a prăvălit piatra și a ieșit Hristos din mormânt. E mare minune! Și când au auzit preoții cei mai de seamă, spune că le-au dat mulți bani și le-au spus, măi, spuneți așa, eu am spus corupție financiară. Asta nu se lege de pocăiți, nici de proroci, nici de predicatori, nici de cântăreți, nici de niciun pocăiță din Dumbrăveni. Cu 2 lei să nu mai slujim cum trebuie. Doamne, dă-ne pocăință, amin? Psalmul 78 spune acolo, fiii lui Efraim, înarmat și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, dezertori. Aveau arcă, aveau săgeți, aveau cai, aveau merinde. O pleca și când i-au văzut pe vrășmașă, s-au întors și-au luat la fugă. Așa ca Dima, care din dragoste pentru lume, l-a părăsit pe Pavel. Hai să nu dezertăm. O mai fost o lucrare în seara asta, că diavolul vrea să smulgă o mielușică. Am și eu copii. Știți cât mă rog pentru ei? Doamne, dincolo de școală, căsătorii, casă, pământuri, servicii, mântuirea. Mântuirea pe primul loc. Și dacă a spus Duhul Sfânt, și eu cred că diavolul și-a făcut un plan. Eu am avut vreo 2 ori o lucrare, că diavolul o tot lovit în tine bărbatule, dar acum și-a pus de gând să lovească unul din odrasele tale. Și am chemat pe toți copiii, mari, 2 cred că erau cu mine, când au zis, băi, care din voi mă face de rușine? Hai spuneți-mă, care din voi are gândul ăsta, germinile ăsta, că e mai bine în lume? Spuneți-mi, vă rog, ca să știu. Nu, tata, eu nu, nu, tata, eu nu. De atunci plâng, mă rog, postesc. Că dacă un copil să se duce în lume, nu mai ai nici har. Și poate nu e așa de vinovat tata, și poate nu e mama așa, că ai 10 copii și numai unul e dus în lume. Dar dacă nu ne rugăm și nu-i protejăm, și dacă a spus Duhul Sfânt că diavolul, o mielușică vrea să rupă de aici din turmă, n-ar fi bine să facem o rugăciune pentru sufletul ăsta care nu-l cunoaște? De ce să dezerteze din adunarea Domnului? De ce să plece? La noi odată a fost o lucrare, era vreme când nu se puteau da botezuri, erau vreo 10 fete de la noi, au vrut să iei botezul, o postit 3 zile și s-a rugat și a spus, Doamne, fă ca fratele Arcadie Lăzăreanu de la Părtești să vină să ne dea ei botezul. Era într-o duminică trecut de ora 10, afară ploua și pe primul drum din Vârâț, cum spunem noi, la fratele Vasile Gula, fete erau îmbrăcate în alb, cântau, se rugau și nu l-au chemat pe Lăzăreanu, că n-aveau cum, numai se rugau. Și pe la ora 10 și ceva, intră fratele Arcadie Lăzăreanu, să spune, măi, fetele, măi, de ce m-ați chemat, măi, pe vremea asta? Cu pelerină, cu ciubote în picioare? Să zic, frate, Arcadie, vrem să ne dai botezul. Și la uncheșul meu în Iaz, care Iaz în grădină, coborât, o da botezul, și pentru o fată, Aneta, pletosul, o spus Arcadie Lăzăreanu, fiică, dacă nu vei vedea, vei zbura din adunarea Domnului, cum zboară o pasăre din cuib și niciodată nu se mai întoarce. Fata aceea a început a plânge, frate Lăzăreanu, să mă tai bucăți, orice mi-ar face, eu nu mă lăs de pocăință. Măi, veghează ca să fie ispitită. Nu știu dacă a trecut un an, ei au fugit după un băiat din lume. Trăiește și ea și bărbatul trecut bine de 70 de ani. Când trecem cu mormântările, că stă la șosea, ea stă cu coatele pe gard, se uită la gor
și plânge, dar nu a mai venit în adunare niciodată. Că a spus Duhul Sfânt, că zboară pasărea din cuib, așa nu te vei mai întoarce niciodată. Dar Domnul i-a spus să vegheze, să fie atentă. În seara asta a spus Domnul, că o mielușa vrea să ie. Chiar putem sta nepăsători? Dar dacă e copilul tău, dacă e fata ta? Eu vorbesc acum de ostași care au dezertat în luptă. Dumnezeu să ne păzească, amin? Închei predica. Am vrut să vorbesc de sursă de putere. Puterea care ne-o dă har, un dar de la Domnul, și puterea care o accesăm prin disciplinarea și munca noastră. Am vrut să vorbesc de șansa de a ne înnoi puterea, înnoindu-ne Duhul minții, înnoindu-ne sentimentele și înnoindu-ne lucrarea Duhului Sfânt. Doamne ajută! Și am vrut să vă spun de ostași care sunt în primejde. Fie că nu sunt echipați, fie că n-au înțeles bine comenzile, fie că au alte preocupări. Dumnezeu în seara asta să ne dea înțelepciune și putere, să rămânem în armata Lui. Fraților, noi nu am plecat la război pe cheltuiala noastră, noi suntem slabi. Noi ne-am încolonat în spatele aceluia care e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El nu a cunoscut înfrângerea niciodată. Brațul Lui e biruitor. Prin El avem și noi biruință. Dumnezeu să ne înnoiască puterea. Amin.